O emisiune oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii. Asigurările sunt precum centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache, ne aflăm din nou la Ora de Risc, o emisiune despre și pentru clienții piețelor de asigurări și pensii. O să discutăm astăzi despre management inovativ sau inovație în management. Ca să ajungem la o inovație, ar trebui mai întâi să avem bazele construcției ei. Ca să avem succes, pentru că asta ne dorim cu toții, e bine să existe mai multe ingrediente cumulate. Asta înseamnă viziune, strategie, obiective, implementarea lor, muncă multă, perseverență și o cantitate infinită de răbdare. Toate acestea pot aduna la un loc o mulțime de valori. Aceste valori se imprimă în organizația pe care o construim. Totodată, ca să progresezi, e foarte necesar, dacă nu chiar vital, să vii în permanență cu ingrediente noi, mai ales cele care, în perioada asta, ajută la dezvoltarea tehnologiilor nou apărute, deja existente sau încă inexistente în piață. Despre toate acestea, cât și despre apariția unui nou proiect care ar putea duce la înnoirea pieței de asigurări, voi discuta astăzi cu invitații mei. Alexandru Apostol este director general al unui broker de asigurare important și inovator, și Mihai Apostol, CEO InsurTech, o companie, un startup, sau nu mai este startup, Mihai? Putem să spunem că este încă un startup. Bun, e încă un startup, dar îl avem alături de noi și pe Sandu Apostol. Sandu Apostol, bine ai venit în emisiunea noastră. Bună ziua, Sergiu. Bună ziua, Mihai. Am puține întrebări pentru tine, dar cea mai importantă este cea care pleacă de la premiile brokerilor de asigurare, în care, pe scenă, te-am văzut primind premiu pentru management inovativ. Ce înseamnă pentru tine management? Ce înseamnă management inovativ? Ca să plecăm de aici în discuția noastră. Da, mă bucur că acorzi mai mult timp tinerii generații. Ei vin din urmă și au mai multe de spus și perspectiva mai amplă. Deci, cum vorbeai de ingrediente, managementul are și el în componență să mai multe ingrediente, pentru care poate fi și inovația, nu? Iar așa dacă este. Avem ingredient ca și inovație, atunci managementul poate deveni și inovativ, nu? Corect. Să ne jucăm puțin cu cuvintele. Da, trebuie să ne gândim tot timpul ce mai aducem nou, cu ce ne mai adaptăm la vremurile pe care le trăim și cu ce ușurăm și facilităm, eficientizăm lucrurile. De aici a venit și ideea de a mai aduce un plus acestor aplicații informatice de care avem nevoie în operațiunile curente de zi cu zi, astfel încât să ne îmbunătățim performanța. Sandu Apostol, da, voi aveați deja o aplicație informatică. De ce era nevoie de una nouă în momentul ăsta? Ce nu făcea aia și face asta pe care... Așa este. Noi chiar aveam propria noastră aplicație din 1 aprilie 2011. Dar tocmai de-aia am spus data ei de naștere, ca să ne dăm seama că deja a trecut timpul și în domeniul acesta lucrurile sunt mult mai accelerate și simțeam nevoia unui suflu nou tehnologic. Și dacă tot era mai aproape Mihai de zona asta, i-am propus să se gândească dacă această oportunitate i s-ar potrivi și s-a gândit la acest aspect și împreună cu prietenii lui a demarat proiectul. Și uite așa, tată și fiu își împletesc destinele și în intermediul business-ului pe care îl fac, pentru că Sandu Apostol este unul dintre cei mai cunoscuți broker de asigurare din România. Aproape îmi vine să mă gândesc dacă ai avut asta în vedere în momentul în care l-ai crescut, dacă a avut o educație orientată spre tehnologie sau dacă l-ai lăsat să facă ce vroia el. Nu. E bine să crești posibilitatea copilului să aleagă, să aibă variante, să încerce multe lucruri și apoi să
decide singur că trebuie să se îndreaptă. Și după aia, după aia să exploatezi capacitatea lui de inovare, că despre asta vorbim astăzi, și să-l pui să facă un soft care e mai tare decât alte softuri din piață, da? Păi asta e ideea, să creăm o sinergie relațională în funcție și de nevoi și de interese, iar piața acum chiar cred că absorbe o astfel de aplicație. Mă bucur mult. Un cuvânt de încheiere înainte să trec la celălalt invitat, la Mihai Apostol. Cum vezi anul ăsta pentru piața românească de brokeraj? Știu că e un an plin de provocări. Păi mi-ai luat cuvântul din gură, deci chiar voiam să spun că e plin de provocări și parcă avem așa una după alta, ba o pandemie, ba un război, acum avem și o hotărâre de guvern. Toate împreună fac ca lucrurile parcă să înghețe, să se miște greoi, dar spiritul antreprenorial va învinge ca întotdeauna și eu sunt optimist că vom face față cu succes la toate provocările astea. Și eu la fel îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Trec la Mihai Apostol. Cred că ați înțeles, există o relație între cei doi. Iată, există și o relație de business, nu numai o relație de familie. Mihai, cum ai plecat pe drumul ăsta să te duci spre tehnologia informației, spre software? Ce anume te-a împins în direcția asta? Conjunctura, spune. Eu nu am un background tehnic, însă și în cariera mea înainte de acest startup am lucrat într-o corporație de tehnologie. Am avut norocul ca în cercul meu de prieteni să avem suficienți oameni care sunt pasionați de partea tehnologică, de partea de dezvoltare. Acesta este și motivul pentru care împreună cu prietenul și colegul meu Bogdan am decis să ne implicăm în acest proiect. Avem consultanța de business asigurată, acum avem și partea de tehnologie sau background-ul tehnic de care avem nevoie. Împreună cu el am reușit să recrutăm o echipă foarte bună de developeri care să ne ajute să dezvoltăm o aplicație mobilă actualizată, focusată pe nevoile curente ale brokerilor, dar și pe cele viitoare. Dezvoltarea acestei aplicații, care practic ar fi cea mai modernă din ce există în momentul ăsta pe piață, ai spus că ții cont de nevoile actuale și viitoare ale brokerilor. La ale actuale știu că poți să faci o evaluare, că îi știi deja. Dar cum poți să evaluezi viitorul? Evaluezi din punct de vedere tehnologic sau al business-ului de asigurare? Cred că aici trebuie să existe o sinergie din ambele puncte de vedere. Feedback-ul business-ului este extrem de important. Nu știm unde să dezvoltăm dacă nu avem input-ul business-ului, dar în același timp trebuie să ne folosim și de tehnologiile existente și tehnologiile noi. Există tehnologii noi pe care vrem să le implementăm în această platformă. Cu ele trebuie să, bineînțeles, să avem și grijă, pentru că unele sunt atât de noi încât sunt netestate, iar, bineînțeles, acestea trebuie să completeze nevoia de business. Deci, enumerăm câteva tehnologii și pe urmă să mai pun o întrebare. Hai să spun întrebarea. Veți folosi și inteligența artificială în... O folosim în momentul de față în procesul de dezvoltare. Avem în vedere și alte aspecte la care poate fi folosită. În momentul de față o folosim destul de intens în procesul de dezvoltare, da. Bun. Actorii implicați sunt așa. De o parte, asigurătorii care preiau riscul asupra lor și plătesc daunele. Brokerul, care intermediază relația cu clientul, e alături de ei de client nu numai când încheie contractul de asigurare, ci mai ales când are daune. Corect. Pentru că clientul nu e obligat să știe ce are de făcut în momentul ăla, de-aia a plătit. Și pe urmă ar mai fi asistenții în brokeraj și ar fi clienții. Cum faci dezvoltarea ținând cont de toți acești patru actori?
Da. L-aș mai pune și pe al cincelea, autoritatea de supraveghere, pentru că toate sistemele astea sunt supravegheate. Bineînțeles. Noi avem, ca să pornim de la ultimul actor pe care l-ai menționat, avem în vedere toate aspectele legale, astfel încât să ajutăm și pe broker să se protejeze sau să fie actualizați cu toate implicările legale care implică folosirea tehnologiei. Acum, adică practic se acoperă orice aspect legal al activității lor prin intermediul sistemului ăsta informat, raportări. Exact. Ok. Și de aceea eu zic că sunt anumite aspecte ale platformei care sunt extrem de importante și sunt de extrem de mare folos pentru brokeri, pentru a gestiona business-ul mai ușor și pentru a se asigura că sunt compliant cu aspectele legale. Revenind la ceilalți actori pe care i-ai menționat, asigurători, broker, asistent și client, bineînțeles, focusul nostru este către brokeri și către asistenți. Însă, cu feedback-ul lor, înțelegem ce-și dorește și clientul și acolo, către zona aceasta, vrem să mergem să și dezvoltăm. Bineînțeles, nu putem avea broker fără asiguratori. Produsele luăm de la asiguratori, ei își asumă riscul pentru fiecare poliță emisă. Prin urmare, trebuie să fim alături și de ei, astfel încât această sinergie între broker și asigurător să existe, partea de concilieri să fie cât mai ușoară și partea de management al relației să fie una foarte ușor de gestionat. Știu că una dintre cheile, o cheie a succesului în domeniul ăsta al relației asigurători-brokeri sunt parteneriatele durabile. Este clar că e bine să aveți o relație bună cu toți asigurătorii cu care lucrați, să le cunoașteți ofertele, să existe o colaborare. Dar ce poți să-mi spui despre colaborarea cu ceilalți brokeri? Pentru că, în esență, sunteți concurenți. Cu ceilalți brokeri? Da, însă noi dorim să dezvoltăm, să fim un partener pentru toată piața de brokeraj, pentru toată piața de asigurări, adică, din România. Practic, această platformă, sau nu știu dacă e corect să-i spun așa, această platformă poate fi folosită de orice broker, nu numai de... Ea va deservi întreaga piață de brokeraj din România, în primă fază. Avem discuții astfel încât să analizăm și oportunitatea de extindere, însă, într-adevăr, ea va deservi întreaga piață de... Te gândești la Europa Centrală și de Est, care are o legislație relativ similară. Exact, exact, da. Foarte interesant. Și că tot vorbim de piețe internaționale, noi suntem foarte atenți în acest business de nișă, de tehnologie pentru brokerii de asigurări și la ce fac alte platforme similare din piețele dezvoltate, din UK, Franța, Germania. Adică voi nu v-ați uitat numai la piața românească, pentru că și aici există câteva platforme performante, v-ați uitat țările din jur, v-ați uitat și în vest. Exact. Avem așa un deziderat intern să facem tot ce înseamnă gestiunea business-ului, să fie făcut în totalitate din platformă. Știm că pentru asta va fi nevoie de timp, trebuie să aducem jucători importanți să se pună de acord pentru anumite aspecte, însă dezideratul nostru este să facem gestiunea facilă, relația între broker și asigurător să fie gestionată cât mai mult din platformă. Din ce înseamnă aspectele acestea de back office, bineînțeles, relațiile interumane sunt... Sistemul e gândit așa că din 2-3 clicuri să ajungi unde ai nevoie? Cam așa ceva, da. Da. Asta ar... Știi că simplitatea nu e chiar așa de ușor de obținut, dar soluțiile foarte simple au fost preluate. Spuneam de platformă și întrebarea este dacă aveți în vedere, pentru că cu toții avem sau aproape toți avem un smartphone la noi și viața noastră e destul de legată de el. Aveți în vedere și o componentă mobilă pentru... Da. Dorim să dezvoltăm și zona de mobile, astfel încât să îi ajutăm atât pe broker cât și pe asistenți să se folosească de tehnologie, să fie din ce în ce mai prezenți în mediul online. Vedem în fiecare zi, în fiecare săptămână
statistici noi, cum a crescut partea de e-commerce din România, plățile cu cardul, modul de consum al lucrurilor pe care le preferă românii, și vrem să ajutăm să fim un jucător important și în această zonă, să ajutăm brokerii să fie cât mai aproape de client și în mediul online. Bun. Place să citesc statistici. Conform statisticilor, nepurtarea centurii de siguranță îți dublează ca și conducător auto riscul de deces. Lipsa unei asigurări, am constatat că îți triplează riscul de a trăi, dar sărac. Așa, dar vă reamintesc că ne aflăm la Ora de Risc, discutăm despre management inovativ sau innovation management, și iată, inovația tehnologică este una extrem de importantă. A fost alături de noi Alexandru Apostol, CEO-ul unui broker important de asigurare, și acum discut cu Mihai Apostol, CEO InsurTech, și vreau să mai povestești puțin de partea asta. Ai spus că dorești să oferi brokerilor capacitatea, abilitatea să-și gestioneze business-ul direct din platformă, într-un mod foarte ușor. Cum se face lucrul ăsta? Cum se poate face? Pentru că cu toții ne dorim ca lucrurile să fie cât mai simple de utilizat, și dacă se poate să se întâmple automat, dar să fie bine. Bineînțeles. Aici sunt mai multe aspecte. Unele sunt, să zicem, mai ușor de realizat, altele vor necesita un pic mai mult timp. Să vorbesc în linii mari, este vorba de tot ce înseamnă aspectele de raportare, aspectele de conciliere, aspectele de validare de plăți, și aici putem face pași rapizi către automatizare cu sistemele de open banking, cu folosind bineînțeles și directivele europene din această zonă de PSD2. Putem concilia plăți într-un mod foarte rapid. Aceste lucruri se vor regăsi treptat în platforma noastră. Mai este un aspect important pe care aș vrea să-l menționez, relația cu clientul. Vrem să ne focusăm foarte mult pe a ajuta atât brokerii cât și asistenții să-și managerieze relațiile cu clienții mai eficient și să poată să vină în ajutorul lor, să-i consilieze mai mult. Asta ar însemna să aibă mai mult timp la dispoziție, timp pe care noi încercăm să-l facem disponibil pentru ei prin automatizările pe care se vor regăsi în platformă. Ce înseamnă reînnoiri de poliță, tot ce înseamnă modalități de plată, să fie un mod facil de a ajunge la client, astfel încât asistentul să aibă timpul necesar să îl consilieze pe client, să îi explice beneficiile și altor tipuri de asigurări, nu numai practic logica ar fi următoarea: eu îți eliberez ție broker sau asistent în brokeraj, îți eliberez din timp, ca tu în timpul ăla să poți să ajungi la mai mulți clienți, să-ți faci un business mai mare, să ai venituri mai mari, exact, și așa mai departe. Exact. Vrem să ajutăm piața de brokeraj și piața de asigurări în general. Vrem să avem și noi o contribuție la creșterea ei. Bineînțeles, ea va fi mai greu de cuantificat în statistici, contribuția noastră, însă vrem să-i ajutăm pe broker și pe asistent să-și elibereze timpul birocratic și de raportări, astfel încât să aibă mai mult timp să se focuseze pe client. Adică, practic, lucrurile alea care sunt mai puțin plăcute și repetitive, exact, exact, l-ai scăpat. Exact. Și atunci se poate concentra pe ceea ce e important, să găsească noi clienți, să le acorde consultanță, să aibă grijă de clienții vechi, să-i sfătuiască și așa mai departe. Relațiile cu partenerii despre care vorbeam, asigurători și asistenți, spui tu că vor fi gestionate mai ușor. Vor fi gestionate în timp real? Da, aici vrem să ajungem ca aceste relații să
poată fi gestionat în timp real, că vorbim de fluxul banilor, bineînțeles vorbeam la început că asiguratorul își asumă riscul, prin urmare primele trebuie să ajungă rapid la ei. Noi vrem să facem toată această gestiune să fie să poată fi urmărit în timp real. Acesta este unul dintre multiplele. Deci, practic, exemple. Eu dacă plătesc în momentul ăsta, deci, sunt față în față cu un broker, cum sunt acum cu tine, decid să-mi închei o asigurare, am ofertarea, îmi aleg polița, tu mă sfătuiești, așa, eu sunt de acord cu, fac plata, banii aia ajung foarte repede la asigurător sau asta ajung instantaneu la asigurător? Nu vorbim de instantaneu, vorbim aici, fiecare broker are procesul lui de lucru, fluxul lui de lucru. Important este să știm în fiecare moment, în fiecare secundă unde se află banii pe traseul. Dar informația că s-a încheiat o poliță nouă de asigurare ajunge instantaneu la asigurător, după care asiguratorul așteaptă să vină și banii din momentul ăla. Ai validat. Exact, și fluxul invers, bineînțeles, sub formă de comision de la asigurator către broker și de la broker către asistent. Adică voi trimiteți, brokerii trimit întâi toți banii la asigurător, după care asiguratorul îi dă înapoi comision. În funcție de, bineînțeles, de business-ul fiecărui broker. Da, mă întreb de ce nu vă păstrați comisionul, de ce banii să mai treacă încă o dată așa și încă o dată așa, că doar băncile au de câștigat, dar e o întrebare retorică. Spuneam la început că voi doriți să ajutați piața să inoveze, să ofere servicii și produse mai bune. Cum faceți lucrul ăsta? Înțeleg că aplicația că e startup, că e noi, bazată pe noi tehnologii, că are tot ce îi trebuie, că e și nouă și bună și performantă. Dar cum ajutați piața să ofere servicii și produse mai bune? Aici suntem într-un dialog constant cu brokerii cu care am început să colaborăm, astfel încât să înțelegem foarte bine nevoile din piață și nevoile lor, pe de-o parte adresându-se clientului și pe de altă parte adresându-se relației cu asigurătorii. De aici pleacă, din acest feedback pleacă practic toate ideile noastre de dezvoltare. Suntem la curent cu ce se întâmplă piață și cu veștile bune și cu veștile mai puțin bune, dar această comunicare cu brokeri este primordială pentru noi. Așa am început la drum cu consultanță, să spunem consultanță de business, astfel că să înțelegem toate fluxurile. Așa continuăm în procesul de dezvoltare, să înțelegem exact care sunt, cum am spus la început, nevoile actuale, le știm, dar și nevoile viitoare, pentru că trebuie să gândim în perspectivă, iar procesul de dezvoltare a unei aplicații informatice este foarte interesant, pentru că trebuie să avem în vedere și funcționalități noi pe care vrem să le dezvoltăm. Iar aceste funcționalități trebuiesc, sau bazele acestor funcționalități trebuiesc puse chiar de la prima linie de cod. Adică de la început, e gândită ca să poți să-i faci upgrade. Exact, exact. Să ajungă pe variante noi, să poți să-i montezi module noi, pentru că se poate schimba legislația sau se pot schimba gusturile clientului sau nevoile brokerului care lucrezi, da, ale pieței. Și atunci noi trebuie să avem toate aceste lucruri în vedere. Este un proces foarte interesant, însă vrem ca orice update, orice upgrade să fie făcut facil și să beneficieze toți brokerii cu care vom lucra de funcționalitățile noi în același timp. Deci, practic, simultan veți oferi prin ca orice aplicație. S-a făcut upgrade, toată lumea beneficiază de upgrade-ul respectiv. Da. Noi suntem la finalul emisiunii, deja timpul a trecut foarte repede, dacă ar fi ca ascultătorii noștri să rețină un singur lucru, cel mai important din ce am discutat, care ar fi acela? Digitalizarea este un proces continuu, asta trebuie să o știm cu toții, nu este ceva ce are un termen de expirare, iar noi, InsurTech, ne dorim foarte mult să fim un partener pe termen lung.
care oferă predictibilitate și seriozitate în piața de asigurări, cel puțin în zona de tehnologie. Iar eu vă reamintesc că emisiunea noastră vine să aducă informații nu numai clienților pieței de asigurări, piețelor de asigurări și pensii, ci și specialiștilor din, și managerilor din, din această piață. De aceea de fiecare dată invităm lideri și specialiști de top din domeniu. Tema zilei noastre de astăzi a fost despre management inovativ sau inovație în management. Iată, tehnologia este instrumentul cu care se va schimba fața acestei piețe și relația cu clienții și relația între broker și relația între broker și asigurători și deasupra tuturor lucrurilor ăsta cu să, în termeni legali, să fim protejați și acoperiți. Discuția am avut-o cu Alexandru Apostol, l-ați auzit la începutul emisiunii, director general Maxigo Broker, și alături de mine s-a aflat Mihai Apostol, CEO InsurTech. Iar dumneavoastră, pentru că mai am un minut, am să vă dau un citat din Winston Churchill, primul ministru al Marii Britanii. Se spune că este omul care a contribuit major la înfrângerea Germaniei hitleriste în al doilea război mondial. Și el spune așa legat de asigurări: dacă ar fi după mine, aș scrie cuvântul asigurare pe ușa fiecărei case și pe fruntea fiecărui om, pentru că sunt convins că pentru sacrificii financiare foarte mici, familii întregi pot fi protejate împotriva tuturor nenorocirilor și catastrofelor care le-ar putea distruge de la o zi la alta. Abia atunci aș putea fi mulțumit, spune el, căci asigurarea protejează familia în cadrul unor astfel de lucruri care se întâmplă oricum. Winston Churchill, prim-ministru al Marii Britanii. Iar dumneavoastră rețineți că asigurările sunt ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. După aceea te lămurești la ce folosesc. Rămâneți pe RFI, căci urmează emisiuni din ce în ce mai interesante. Emisiunea v-a fost oferită de portalul 1asig.ro și revista Prim, Asigurări și Pensii.